despre un bătrân oarecare căruia i s-a arătat diavolul sub chipul lui Hristos, patericul egiptean. Spuneau părinții despre un bătrân oarecare că șezând în lui și nevoindu-se pentru mântuire, îl vedea aievia pe diavol umblând și îl hulea. Iar diavolul văzându-se pe sine că de multe ori este batjocorit de acest bătrân, I s-a arătat lui zicând: Eu sunt Hristos. Bătrânul, văzându-l, și-a închis ochii. Zisa diavolul: Pentru ce-ți închizi ochii? Caută de mă vezi că eu sunt Hristos. Răspuns lui bătrânul: Eu nu voiesc să-l văd pe Hristos cu ochii mei în lumea aceasta. Acestea auzind, diavolul s-a făcut nevăzut.